Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la punctul pe azi. O nouă declarație scandaloasă la Chișinău, la nivel înalt, care vizează războiul moldorus din 1992. După ce fostul ministru de externe de la Chișinău, Nicu Popescu, spunea că ceea ce s-a întâmplat pe Nistru în 92 ar fi fost un război civil, de această dată, actualul șef al diplomației moldovene, Aureliu Ciocoi, declară senin că, de fapt, atunci, în 1992, militarii armatei a 14-a ruse ar fi venit să curme vărsarea de sânge. Care este adevărul? Ce s-a întâmplat în realitate în acei ani de tristă faimă? Discutăm în această seară împreună cu invitații mei, fostul ministru al apărării Virel Cibotaru. Bună seara! Bună seara! Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova. Bună seara! Bună seara! Și general-majorul de poliție, Victor Catan, fost ministru de interne. Bună seara! Bună seara! Domnilor, înainte de a începe discuția, vă propun să urmărim declarația făcută de ministrul de externe, Aureliu Ciocoi, ca să nu zică cineva că am interpretat ceva. Vă rog! Ceea ce a rămas din fosta armata 14-a, dislocată în partea de est a Republicii Moldova, a intervenit pentru oprirea vărsării de sânge. Faptologic, armata Federației Ruse, dislocată la acel moment în estul Republicii Moldova, a intervenit în forță pentru a opri vărsările de sânge. Am revenit, domnule Catan, încep cu dumneavoastră. O primă întrebare ar fi, care a fost, de fapt, prima dumneavoastră reacție, primul gând la uzul acestor vorbe anunțate, spuse de ministrul de externe, Aureliu Ciocoi? Despre istorie sau etapele dezvoltării conflictului armat de pe Nistru s-a vorbit foarte mult, atât de mult, fiindcă cred că nu este o persoană în Republica Moldova ca să nu cunoască acest fapt. Războiul s-a început după actele teroriste organizate de separatiștii proimperiali care nu doreau ca Republica Moldova să propășească pe calea autodeterminării ca stat suveran și independent, cu atacurile banditești asupra comisariatului de poliție la 2 martie în Dubăsari, cu luarea de 127 de polițiști de către bandiți, teroriști. 19 iunie 1992, asediul comisariatului de poliție din Bender, încercarea de a nimici peste 100 din efectivul care se afla în comisariatul de poliție și intervenția noastră pentru a stopa acest război. De fapt, războiul el a planificat mai înainte. Generalul de armată Gennady Iakovlev și fostul vicepreședinte a Sovietului Suprem autoproclamat Republicii a fost la temelia fondării acestui stat nerecunoscut, dar de fapt organizarea actelor de terorism împotriva urânduirii constituționale a Republicii Moldova. Și despre acest lucru cunosc toți. Dar interpretările atât din partea ministrului de externe, domnul Ciocoi, dar el cred că continuă declarațiile care au fost făcute la Asambleea Organizației Națiunilor Unite de către președintele Igor Dodon, de fapt demonstrează o opinie a forțelor Federației Rusie, a conducerii Federației Rusie, care interpretează că chipurile autoritățile moldovenești, vă zic, au intervenit în forță față de oamenii pașnici. De fapt, nu a fost aceea. S-a întâmplat cu lux de amănunte, toată lumea cunoaște atacurile banditești, atacurile teroriste, uciderea oamenilor, explodarea podurilor de pe Nistru. S-a început acte de teror, acte împotriva urânduirii constituționale a Republicii Moldova. Pentru dumneavoastră personal, au fost o ofensă declarația ministrului? Păi eu am mai auzit asemenea ofensă din partea actualului ministru Gaiciuc, când s-a exprimat tot în felul ăsta că mai noi am intervenit nelegal pe teritoriul nostru, cu teritoriul care, vă zic, aparține Republicii Moldova, recunoscut peste 120 de state în lume. Vă zic, este o regularitate a socialiștilor de a se exprima contrar adevărului și contrar Constituției.
Da, domnule Țăranu, dumneavoastră cum vă explicați această declarație făcută totuși de un ministru de externe, o persoană foarte importantă într-un stat foarte influentă? Trădează cumva această declarație adevărata față a actualei guvernări de la Chișinău? Desigur. Atunci când ați început emisiunea, ați amintit și despre ministrul de externe Popescu, care și el a comis o gafă, eu sper și cred că în exprimare. Ulterior a revenit, a prezentat scuze, spre deșurile electorului ministru. Deci și-a demonstrat, hai să spunem așa, neadeziunea la ceea ce a vorbit mai înainte. Așteptăm ca și actualul ministru să facă ceva de felul acesta, altminteri vom rămâne în înțelegerea faptului că Ministerul de Externe, sub conducerea domnului Cecoi, iar el a fost promovat în acest post de către președintele Dodon, promovează o politică care intră în contrasens cu interesul național al Republicii Moldova ca un stat independent și suveran și promovează interesele Federației Ruse, care este foarte cointeresată ca anume în această cheie să fie prezentate lucrurile ce s-a întâmplat atunci în 1992. Și aici vreau să fac o remarcă. Eu mulți ani lucrez la Institutul de Istorie Academiei de Științe și noi în cadrul acestei instituții, cea mai versată instituție de cercetare în domeniul istoriei naționale, am editat 4 volume de documente care se referă la conflictul transnistrean. I-aș recomanda domnului ministru să mai răsfoiască aceste documente și să vadă în ce flagrante contradicții se găsește declarația lui cu documentele reale care există pentru această perioadă. Am să vă aduc aminte de un singur document. Este vorba de așa numită convenție din 21 iulie 1992, care de fapt a fost un acord de încetare a focului. Semnat între Boris Yeltsin și Mircea Snegur. Deci, Mircea Snegur. De Federația Rusă și Republica Moldova. Dacă era un conflict intern și armata rusă a pus capăt acestui conflict intern, sau unui război civil, cum încearcă să insinueze unii, păi era firesc ca acordul de încetare a focului să fie semnat între părțile beligerante, între reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului, putea să apară acolo și semnătura conducătorului Rusiei, dar în condițiile când el este moderator sau ceva de mediator sau ceva de felul acesta. Dar n-a fost să fie așa. Convenția a fost semnată de Mircea Snegur, președintele Republicii Moldova, care a pierdut războiul în fața Federației Ruse, în fața armatei ruse. Armata rusă a luptat împotriva Republicii Moldova. Și aici vreau să fac încă o remarcă extrem de importantă. Atunci când la Strasburg, în cadrul Tribunalului Internațional privind drepturile omului, a fost dezbătut dosarul Ilașcu, păi Tribunalul a cerut ca părțile care au fost vizate în acest dosar să prezinte tot setul de documente referitoare la perioada respectivă, inclusiv în cadrul războiului. Și ce s-a întâmplat? Republica Moldova a prezentat originalul, adică copia originalului, convenției din 21 iulie. Și acolo erau două semnături, Yeltsin, Snegur. Iar partea rusă, și acest document a fost conceput doar în două exemplare. Una aparținea părții moldovenești și alta aparținea părții ruse. Iar Rusia a prezentat acest document, unde era semnătura lui Yeltsin și lui Snegur, și mai jos de Snegur mai era și semnătura lui Smirnov, contrasemnat de Smirnov. Deci rușii și-au dat seama ce gafă monumentală diplomatică au comis ei, fiindcă ei, prin semnătura lui Yeltsin, de fapt au recunoscut că s-au găsit în stare de război. Doi subiecți. Da, în război au fost doi subiecți, Federația Rusă și Republica Moldova. Și semnătura lui Yeltsin confirmă acest lucru. Ei au încercat mai pe urmă să dreagă busuiocul, aducând semnătura lui Smirnov, dar era deja o făcătură. Semnătura lui Smirnov a apărut post factum. Și toți au înțeles acest lucru. De fapt, aceasta însăși Moscova a recunoscut că războiul a fost rusul-moldav sau moldava-rus. Da, domnule Cipotaru, dumneavoastră credeți că
Ministrul Aureliu Ciocoi nu cunoaște adevărul, nu cunoaște ce s-a întâmplat în realitate în 1992 la Nistru și dacă până astăzi oare nu era firesc ca șeful diplomației de la Chișinău să revină cu o reacție, cu o rectificare, clarificare sau până astăzi sau în general să impune o demisie după asemenea declarație? Domnul Munteanu, eu aș propune să ieșim din zona evaluărilor afective. Deci eu sunt de acord că este un lucru care e emoționat și într-adevăr sfidează foarte mulți oameni care fie că și-au jertfit viața, au participanță la acest conflict, care știu exact cum s-au derulat evenimentele. Eu vreau să abordez în altă cheie. Deci ministrul de externe este reprezentantul unei guvernări. Deci toate documentele, deci Republica Moldova, până în ziua de astăzi, nu există niciun document, nicio acțiune în Republica Moldova care să nu să fie în contrazicere cu cererea de a părăsi trupele ilegale a Federației Ruse care staționează pe teritoriul Republicii Moldova. Asta e soluționării conflictului transnistrian. De aici trebuie să se înceapă. Știm că lucrurile au fost reversate și deci mai făcut la timp pe domnul Voronin gafa aceea în care a semnat acel document de sincronizare a retragerii trupei cu soluționarea politică. Ei, acum a venit un guvern în care foarte nebuloasă a fost expresia, poziția vis-a-vis de soluționarea conflictului transnistrian. Și în condițiile în care la moment nu există un document la care să te poți referi cu o certitudine de consecvențe și continuitate în politica externă a Republicii Moldova. Nu există nici concepția politicii externe, nu există nici strategie securității naționale, adică documentele care ar trasa și ar transmite și poziția Republicii Moldova ca stat, indiferent de partidele care vin sau care succedează. Legea adoptată în 2005. Okay, exact. Asta este poziția fundamentală. Există Constituția și există pachetul acel de legi organice care vin să îndeplinească acea prevedere constituțională privind deci raioanele de est ale Republicii Moldova. Orice deviere de aceasta, da, ea poate fi discutată la alegeri, poate fi în conceptele politice, ceea ce noi regăsim în poziția Partidului Socialiștilor și ca inițiative mai degrabă private a domnului Dodon. Dar nu există un document a Parlamentului, o hotărâre, una strategică de coeziune. Și, deci nu este o gafă, este o slăbire esențială a poziției Republicii Moldova vis-a-vis de soluționarea acestui conflict și cu siguranță ea în primul rând descurajează toți partenerii și prietenii noștri din Uniunea Europeană, din România, Ucraina, care se confruntă cu același inamic, Federația Rusă. Vorbesc pentru că știm ce se întâmplă în Ucraina și ce s-a întâmplat recent în Ucraina. Și din acest punct de vedere, sigur că nu sunt doar semnale, deci există o situație în care probabil și domnul Ciocoi, și prim-ministru, și președintele vor trebui iarăși să explice anumite lucruri partenerilor săi, partenerilor din Occident, vecinilor, în ce constă exact ce își dorește Republica Moldova. Din păcate, Republica Moldova de două ori s-a adresat Federației Ruse să ajute să soluționeze acest conflict. De două ori am pierdut acest lucru în cadrul guvernării Lucinski. Țineți minte, ne-am trezit cu memorandumul lui Primakov. Apoi Voronin s-a adresat lui Putin personal și ne-am trezit cu memorandumul lui Kozak. Dodon și cu Plahotniuc iarăși s-au adresat lui Putin și au primit un proiect de federalizare. Deci toate aceste lucruri sunt extrem de grave. Ele pot dinamita deci, și situația Republicii Moldova, dar și, într-o anumită măsură, și situația geostrategică, pentru că aici este vorba și de Ucraina, care se află la muchii a unui război adevărat, în toate
cu pierdere de teritorii, cu pierdere de vieți omenești, cu Federația Rusă. Nu convențional, război direct a fost. Direct, în sensul direct a cuvântului. În sensul direct al cuvântului, pentru că practic au fost demonstrate cu probe existența și lupta a unor formațiuni susținute de Rusia. Deci, nu susținute, dar unitățile Federației Rusă care au luptat pe teritoriul Ucrainei, în Lugansk și în Donetsk. Da, eu vă propun, domnilor și dumneavoastră, dar și telespectatorilor, să urmărim un reportaj, așa cum vă spuneam, pe care l-am pregătit încă în martie 2017, dar un reportaj care este actual și astăzi, va fi actual și mâine și peste ani. Pentru că e cazul să reîmprospătăm memoria unora, ca să vedem ce s-a întâmplat cu adevărat în anul 1992. Sfârșitul anilor 80. Republica Moldova, pe atunci încă Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, era lovită de acțiuni de separatism în sud și est. În timp ce planul de creare a așa numitei Republicii Găgăuze șchiopăta, focarul separatismului este transferat și în stânga Nistrului. Până a se ajunge la un război în toată regula, pe fundalul mișcărilor de renaștere națională a basarabenilor, regiunea de est clocota de mișcări secesioniste. Pe parcursul anului 89 încep ample mișcări de nesupunere față de autoritățile de la Chișinău, manifestări împotriva limbii române și alfabetului latin. Pe 2 septembrie 1990, la Tiraspol, este proclamată așa zisa Republică Moldovenească Sovietică Socialistă Nistreană. Pe 17 septembrie este dat jos tricolorul de pe sediul Comitetului Executiv Raional Dubăsar și arborat steagul separatist. Prin asemenea acțiuni instigatoare cu acordul tacit de la Kremlin, se încerca cu orice preț să se provoace vărsări de sânge, ceea ce nu a reușit în sudul Republicii. Continuând provocările, separatiștii și-au atins scopul. Prima confruntare sângeroasă a avut loc pe 2 noiembrie 1990 pe podul de la Dubăsari. Soldate cu 3 morți și peste 40 de răniți de ambele părți. În timp ce pe malul drept abia se forma Ministerul de Interne, la Tiraspol construcția armată era în linii mari finalizată. Suportul venea direct de la comandantul armatei a 14-a, care asigura forțele secesioniste cu ofițeri, arme și muniție. Așa numitele forțe armate ale Tiraspolului aveau un efectiv de peste 20.000 de oameni, plus efectivul de 6.500 de soldați ai armatei ruse. Chișinăul putea miza doar pe cei câteva mii de polițiști. Între timp, provocările continuau. Pe 13 decembrie 1991, pe același pod de la Dubăsari, un grup de gardiști deschide focul asupra polițiștilor moldoveni. 3 au decedat pe loc, al 4-lea s-a stins la spital. Din decembrie 1991 până în martie 1992 au fost înregistrate 57 de acțiuni criminale ale separatiștilor împotriva polițiștilor moldoveni. Chișinăul privea pasiv la toate astea. 1 martie 1992. Gardiștii și cazacii înscenează o bătaie în orașul Dubăsari, în apropiere de sectorul de poliție subordonat Chișinăului, pentru a atrage oamenii legii într-o ambuscadă pregătită din timp. Șeful interimar al comisariatului de poliție, Igor Scripcenko, venit la fața locului, este împușcat în cap. Ulterior, sediul poliției este atacat, iar polițiștii rămași luați prizonieri și maltratați. A doua zi, pe 2 martie, Republica Moldova devine membru al ONU. A fost ziua când începe războiul propriu-zis. În zilele următoare, la Tiraspol sosesc mii de cazaci în ajutorul separatiștilor. Pe parcursul următoarelor săptămâni sunt semnate câteva acorduri de încetare a focului care sunt încălcate însă de fiecare dată de separatiști. Pe 20 martie 1992, la reuniunea OSCE de la Helsinki, este creat un mecanism quadripartit de reglementare a conflictului, format din Republica Moldova, România, Rusia, Ucraina. Paralel, forțele separatiste continuau însă atacul cu armament greu a mai multor localități. În luna aprilie, armata rusă se implică direct în război. Armata apașă, vără tancuri, vără încoace la noi.
Nu, special avem și le opri. Nu mai suntem noi așa, moldovanul e moldovan, de când a fost și moldovan. La începutul lunii aprilie, polițiștii moldoveni încearcă să elibereze orașul Tighina. Încercare eșuată. În luptă cad 8 polițiști. 2 aprilie 1992. Comandantul armatei a 14-a adresează un ultimatum Chișinăului. Să-și retragă forțele militare la 15 km de Tighina, pe care voia să o controleze în totalitate. Pe 5 aprilie în oraș intră 20 de blindate ale armatei a 14-a, având arborat drapelul Federației Ruse. Pe 19 mai, șeful apărării de la Moscova ordonă mobilizarea și pregătirea de luptă a tuturor unităților militare ale armatei a 14-a, motivând că regiunea transnistreană ar fi pământ rusesc care trebuie apărat. Ostașii Republicii Moldova aveau în față una din cele mai puternice armate din lume. Înainte, băieții noștri înapoi niciun pas să-ți facă. Pentru noi retragerea, presupunem noi, niște pe noi, oștia să pierdem Moldova. Pierdem bucata asta de pământ și totodată noi pierdem și locuitorii de aici. Moldovanul nostru e așa, el câștigă o parală prin Siberia, pe la dânsă-i cu muncă, dar eu a venit aici pe spatele oamenilor noștri, beau, mănâncă și chefuiesc și încă ușit oamenii, starea e foarte grea. Alături de polițiști în linia întâi erau și voluntarii veniți din mai multe regiuni ale Republicii. Noi nu avem de gând să ne retragem, că e pământul nostru și noi trebuie să apărăm. Potrivit mărturiilor celor care au reușit să fugă din calea războiului, cazacii și gardiștii recurgeau la crime greu de imaginat. Își băteau joc de băștinași, apoi, la televiziunea rusă, prezentau cadavrele ca atrocități comise de poliția moldoveană. Am intrat în două bieșuri. Acolo erau două familii, erau două fetițe de 13 ani, gardiștii, s-au bătut joc de fetițele acestea, demonstrativ, față de oameni care erau în bieși. S-au fost împușcați 8 persoane și le-au ajuns soveste să iei cadavrele acestea, să le duc în morgul lor și să-i fotografieze și să spună că iată ce fac moldovenii din oamenii pașnici. Asta nu-i unicul caz la dânșii, ei tot timpul fărâm casele, ușit oamenii. O, fost Edoniuș cu Snejaluie. Morminte pe ambele maluri, spălate de apele vremii, se uită cu crucile albe spre tine, pământ al durerii. Vărsarea de sânge a fost oprită pe 21 iulie 1992. Președintele de atunci al Republicii Moldova, Mircea Sneguri, și liderul de la Kremlin, Boris Yeltsin, își pun semnăturile pe așa numita convenție cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat de pe Nistru. Chișinăul era silit să accepte documentul. Altă cale nu era. Am revenit, domnule Catan. Dacă Ministerul de Externe de la Chișinău își permite să transforme agresorul într-un, așa zis, pacificator, la ce să ne așteptăm noi în procesul de reglementare a problemei transnistrene, acolo unde Chișinăul trebuie să-și promoveze, să-și apere pozițiile? Păi, în primul rând, lumea cunoaște despre ceea ce ați arătat, dar avem la guvernament un partid, Partidul Socialiștilor, care este condus de președintele Republicii Moldova, care absolut nu ia în considerație toate lucrurile, toate adevărurile care s-au întâmplat. Atunci când sta întrebarea de a stopa conflictul armat, am fost împreună cu Nicolae Chertoacă, experți la convenția, adică acordul respectiv, pentru cumva a-l modela și a nu asigura ca să fie preluat proiectul care a adus de ruși din Osetia de Sud. Și noi am inclus în articolul 4 din acordul respectiv că forțele armate ale Federației Rusie care au participat la război, ele își vor păstra neutralitatea față de procesul de pacificare. Și armata rusă a fost ca un agresor recunoscut prin faptul că acordul a fost semnat de Yeltsin și ulterior executat de către noi, zic, numai în formula de acum păstrarea neutralității.
nu s-a admis ca forțele de menținere a păcii să fie din armata 14 care era pe loc. Au venit forțe militare care nu au fost implicați și pe tot parcursul s-a ținut această lucru. Nu gândesc că domnul Dodon și socialiștii nu cunosc acest lucru. Fiindcă chiar și atunci când guvernul Filip și-au dat seama despre pericolul aflării staționării armatei ruse pe teritoriul Republicii Moldova și-au obținut la Organizația Națiunilor Unite să adopte rezoluțiile de la 29 septembrie 2018 cu privire la retragere necondiționată de pe teritoriul Republicii Moldova a forțelor armate, a fost ca un prim pas. Dar mai departe, deoarece au fost și, cred că, înțelegerile între Dodon și Plahătniuc, s-au tăcit. Ca acum, de pe tribunile Organizației Națiunilor Unite, s-auzim poziția Federației Ruse față de conflictul armat. De fapt, Igor Dodon s-a expus asupra conflictul armat prin conceptul elaborat de către Federația Rusă. Și a tradus, adică a vorbit în limba rusă, ca să înțeleagă că el este susținător al aflării și în continuare a forțelor care au participat în război, adică a armatei 14, cum se numește acum grupul operativ al forțelor armate a Federației Ruse, să continuă să se afle. Noi am făcut și revolte, ne-am expus prin adresări respective, să nu confundă armata 14 sau grupul operativ care au participat în război împotriva orânduirii constituționale Republicii Moldova cu cei care asigură pacea. Pacea trebuie să asigure militarii care sunt trimiși din Federația Rusă. Dar în ultimul timp, să știți că în grupul operativ, de fapt, slujesc transnistrenii. Ei nu mai au armata respectivă neutră, care la început a intervenit pentru asigurarea păcii. Și în condițiile respective, noi vedem și o lipsă de consecutivitate în acțiunile Guvernului Republicii Moldova la Organizația Națiunilor Unite. Adoptă o rezoluție, după care președintele țării vine și spune că vor staționa forțele armate ale Federației Rusă până nu va fi rezolvat conflictul definitiv. Adică același concept al Federației Rusă. Și în condițiile este cred că imposibil de a rezolva întrebările. Pe tot parcursul negocierilor, noi tot am cedat. Nimic nu s-a obținut. Ei merg pe aceeași cale, cred că să vii până în sfârșit cu un nou acord COSAC, memorandum COSAC, ca să ne federalizeze. Alte situații eu nu văd. Da, revenim la subiect. Îl avem în aceste momente în legătură telefonică directă cu noi pe Nicolae Țibrigan, expert în cadrul Institutului pentru Științe Politice și Relații Internaționale în cadrul Academiei Române. Bună seara! Bună seara! Domnule Țibrigan, cunoașteți cu siguranță, ați auzit despre acea declarație scandaloasă făcută ieri la Chișinău de ministrul de externe Aureliu Ciocoi. Spunea domnia sa că, de fapt, în 1992, armata rusă, militarii ruși din cadrul armatei a 14-a de ocupații, ar fi intervenit pentru a opri vărsările de sânge. Această declarație poate fi calificată ca un element din războiul hibrid pe care Rusia îl duce împotriva Republicii Moldova inclusiv? E bine, dacă ne uităm la tabloul general al acestei declarații, am putea integra respectiva narațiune în cadrul proiectelor de federalizare inițiate pe parcursul timpului pentru Republica Moldova. Și unul dintre aceste proiecte se regăsește chiar pe site-ul Partidului Socialiștilor până în prezent. El a fost inițiat în 2013, și este enunțat cu subiect și predicat ca federalizarea Republicii Moldova. Despre acest proiect nu prea s-a discutat în public, adică socialiștii nu au marjat destul de mult pe acest proiect, dar dacă facem o analiză comparativă a documentului, vom observa că acest plan este copiat aproape integral după memorandumul COSAC din 2003. Într-un fel, de ce aduc în discuția asta? În primul rând că declarația lui Aurelian Ciocoi se sincronizează perfect cu narațiunea Moscovei din planul COSAC.
inclusiv în negocierile avute și în cadrul formatului Normandia, unde s-a insistat destul de mult, de multe ori asupra rolului de mediator și factor pacificator, în ghilimele, al Federației Ruse. Într-adevăr, ar putea face parte dintr-un element al războiului hibrid, dar mai degrabă e vorba despre o narațiune propagandistică pe care Kremlinul încearcă să o promoveze în rândul establishmentului de la Chișinău. E un aspect pe care ar trebui să-l urmărim cu toții, atât experții cât și presa. Mai ales că până nu de mult în negocierile formatului 5+2, doar Moscova și Tiraspolul asociau direct Rusia cu statutul de mediator și factor pacificator. Dar acum vedem că prin această declarație a ministrului de externe de la Chișinău, se pare că și Republica Moldova se alătură acestui punct de vedere. Personal, cred că acest mecanism 5+2 și așa redus la simplu for de dezbateri de către Rusia, de acum va deveni mai relevant din punct de vedere al eficienței. Domnule Țăbrigan, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Domnule Țăranu, această propagandă rusă în Republica Moldova a fost ridicată la rangul de politică de stat, dacă pot spune așa, și revin la ceea ce îl întrebam și pe domnul general. Dacă această declarație a ministrului de externe oferă muniție Tiraspolului și Moscovei în acest proces de negocieri 5+2, care și așa șchiopătează, din păcate, slăbește pozițiile Chișinăului, așa cum spunea și domnul Cibotari? Trebuie să înțelegem un lucru, ceea ce a spus domnul Ciocoi, de fapt nu este poziția personală a ministrului, este poziția guvernării actuale și mai departe, prin gura lui Ciocoi a vorbit Dodon. Asta e poziția președintelui Dodon. Haideți să ne aducem aminte că el, la începutul mandatului său, a luat niște flori și le-a depus la monumentul cazacilor din Bender, din Tighina. De la Tighina, da. Cazacii care erau niște persoane în afara legii, dacă armata încă cumva putea fi să mai explice acolo ceva, păi ăștia erau pur și simplu mercenari, da, deci care se găseau în afara legii și acești mercenari și-au comis... Mai departe cu antecedente penale. Da, desigur, i-au comis atrocități. Cazacii ăsta puteți spune, sunt ghilimele. Mare parte a lor erau pușcăriași. Da, și ei au comis crime de război. Și acești oameni trebuie, bun, acestor oameni, Dodon le face cinste, le face onoare, le aduce flori și asta în condițiile când ați arătat secvențele, sicriile cu soldații noștri, ofițerii noștri care au căzut la datorie. Orice stat are nevoie de o fundamentare mitologică istorică. Nu, de o mitologie. Care cum, se respectă. Da, desigur, care, stat care se respectă, desigur, despre asta vorbesc. Și războiul din Transnistria pentru statul Republica Moldova, dacă e să vorbim despre un stat care se respectă, cuvintele domnului ministru Cibotaru, păi ceea ce a făcut Dodon, asta înseamnă să sapi la temelie acestui stat. Dodon se numește statalist. Și ce face el? El practic zdruncină statalitatea șubride a Republicii Moldova. El nu este statalist. El este un diversionist. Îmi pare rău să spun aceste cuvinte, dar ele reflectă realitatea. Și abordarea pe care și-a permis-o ministrul de externe, această abordare, în timpul apropiat, trebuie să fie sau corejată de către Dodon, sau pusă totalmente pe seama președintelui Dodon. Dodon este președintele Republicii Moldova are împuternicire în domeniul politicii externe. El are obligațiunea în caz dacă el cu adevărat este președintele țării și reprezintă interesele fundamentale ale Republicii Moldova, să spun, nu, Ciocoi n-a avut dreptate. Ciocoi a gafat. Nu face acest lucru. Înseamnă că aceasta e poziția lui Dodon. Și eu cred că el nu va face acest lucru. Și aici trebuie să constatăm. Continuă lucru cu pași mărunți. Republica Moldova este împinsă spre federalizare.
spre visul de aur a Federației Ruse, fiindcă federalizarea înseamnă controlul absolut al politicii Republicii Moldova prin intermediul Tiraspolului, iar asta înseamnă prin intermediul, de fapt, Moscova instituie un control, un ghidaj direct a Republicii Moldova în sensul a unui stat european. Iată ce ne așteaptă, de fapt, și ceea ce a făcut ministrul... În contextul ăsta, dacă îmi da, el, de fapt, confirmă faptul că ne mișcăm anume pe această direcție, în această direcție. A doua poziție a președintelui nostru, Dodon, la Organizația Națiunilor Unite, el a cerut recunoașterea internațională a neutralității militare. Primul care a încălcat neutralitatea militară a Republicii Moldova este președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Prin faptul că totdeauna s-a pronunțat că forțele armate a Federației Ruse trebuie să continue să se afle pe teritoriul Republicii Moldova până la soluționarea definitivă a diferendului transnistrian. Iată, pentru acest lucru, președintele, care este garantul suveranității, independenței, integrității teritoriale, el trebuie să ducă răspundere. Și se ducă răspundere conform articolul 337 din Codul Penal, trădare de patrie. Fiindcă persoanele care dau informații sau promovează o politică a unor state străine dușmanoase față de diplomație, față de sistemul politic din Republica Moldova, ei pot fi condamnate pentru tentativele respective. Da, domnule Ciuta. Să revin la această conferință de presă, pentru că există și o parte bună în declarațiile domnului Ciocoi, și anume că planul acesta de obținerea recunoașterii internaționale neutralității a ieșuat. Și asta e o noutate foarte bună. De ce a ieșuat? Pentru că a insistat la APCE recent, Igor Dodon, unde spunea clar și răspicat. Exact. Dar nimeni... Soluționarea problemei transnistrene depinde de recunoașterea corect. Internațională. Și nimeni nu acceptă această poziție. Nu există o solidaritate cu această poziție a oficialilor Republicii Moldova, și asta e o noutate foarte bună. Că, deci, balonul acesta care l-a încercat Partidul Socialiștilor în frunte cu Dodon să-l umfle, să prezinte Republica Moldova în acest sens, nu prinde. Și, de fapt, din discursul ministrului de externe, așa și nu am înțeles care sunt succesele, de exemplu. Guvernarea a ajuns la 3 luni și, practic, a făcut absolut. Deci o listă a câteva întâlniri în cadrul unor activități multilaterale care nu aveau nicio agendă. Și ministrul mi s-a părut foarte iritat. De acest fapt răspundea cu iritare la întrebările jurnaliștilor. Și eu cred că aceasta nu e atât problema Ministerului de Externe cât, exact au spus colegii, este acel pattern pe care l-a impus acestui guvern al consilierilor domnului Dodon. El practic este impotent de a înfăptui chiar și acel program pe care și l-au elaborat. Un program politic, de fapt, nu tehnocrat. Este programul ajustat la programul Partidului Socialiștilor, drept că într-o formulă foarte interesantă, care de fapt se bazează pe de-o parte pe îndeplinirea acordului de asociere, pe de altă parte această pavare a căii spre o federalizare, spre o apropiere a Federației Ruse, dar nici în acest domeniu nu vedem prea mari succese. Inclusiv și declarația domnului ministru cu privire la situația legată de distrugerea... Casarea munițiilor. Nu numai casarea, acolo sunt diferite tipuri de distrugerea în totalitate, așa putem spune, lichidarea, distrugerea acestui arsenal, iarăși rămâne situația absolut incertă. Deci lucrurile care guvernul precedent l-a pus într-un fel sau altul pe o agendă comună, iată, astăzi dispare și acest subiect. Asta e o păcăleală de a ține și mai mult forțele armate. Exact, și nu numai de a ține forțele, ea își are o problemă în sine, dar însă, deci, eu cred că responsabilitatea pentru această declarație a domnului Ciocoi și în general pentru toate declarațiile pe care le-a făcut trebuie să le iei în primul rând și prim-ministru. Să nu uităm în niciun moment. Până astăzi premierul nu a venit nici cu reacții la ceea ce spunea ministrul Ciocoi. Deci, și în acest sens
Eu cred că apropiată, așteptată raport în Parlament a Guvernului, a primului ministru, primele 100 de zile trebuie să se transforme într-o, eu știu, într-un moment adevărului și într-adevăr să răspundă în ce stare se află Republica Moldova și încotro ne mișcăm, pentru că deci nici stagnare nu poți să numești, pentru că de fapt situația se înrăutățește din punctul de vedere strategic al consolidării statului la care s-a referit domnul deci Țăranu și domnul Catan. Apropo, după declarația de ieri a ministrului Ciocoi, astăzi în Macea, așa zis, emisiune, președintele vorbește, și aici e un simbolism, președintele vorbește, de la Moscova vorbește, da, tradus în rusă. Spunea Igor Dodon astăzi că autoritățile de la Chișinău sunt gata să ofere Tiraspolului anumite garanții, împuterniciri și o autonomie largă. Dar prima mea întrebare, care mi-a apărut logic, ar fi cine l-a împuternicit pe Igor Dodon, în calitate de președinte, să vină cu asemenea propunere. Bun, președintele în fond poate să spună orice, numai că ar fi bine să respecte Constituția și legile Republicii Moldova. Faptul că el a făcut acolo niște declarații ține de fapt de capacitatea lui de a înțelege care este funcția unui președinte care este funcția unui președinte într-un stat parlamentar, într-un stat cu regim parlamentar. Asta este unul la mână. Al doilea lucru, noi trebuie să înțelegem foarte bine ceea ce face Igor Dodon. Acum vorbim desigur despre ministrul Ciocoi, dar în spatele lui domnului Ciocoi stă Dodon cu toată politica pe care a formulat-o, inclusiv și pentru Partidul Socialiștilor, și această obediență de care dă dovadă acest partid și acest președinte în raport cu Federația Rusă. El scindează irimediabil societatea Republicii Moldova. Noi și așa suntem o societate scindată. Iar acum el aruncă vreascuri în acest rug a unei scinderi, a unei coliziuni foarte serioase existente în interiorul societății moldovenești. De fapt, actuala guvernare în frunte cu domnul Dodon provoacă, dacă doriți, un război intern în Republica Moldova. În ultima instanță am putea să ne trezim într-o bună zi cu un război intern, cu adevărat, care este, și nu între Chișinău și Tiraspol, mai rău, aici, în interiorul Republicii Moldova, pe malul drept al Nistrului. Și eu cred că aceasta se datorează acelei tactici pe care o aplică guvernarea socialistă, care se pliază în exclusivitate pe interesele propriului său electorat, și un electorat înțeles foarte îngust, în sensul nucleul dur al său. Astea sunt minoritățile naționale, care tradițional sunt deci orientate spre Federația Rusă, spre Rusia Mare, spre Rusia de unde vine locoarea, deci și așa mai departe, pentru dânsi, desigur că. Și din acest punct de vedere, el practic face așa ca în societatea moldovenească să existe în permanență acest focar al unui potențial război intern. De fapt, Dodon poate fi asemănuit cu calificativul președinte război. Divide timpera. Da, asta e funcția și misiunea domnului Dodon, mă scuzați. Și asta e o problemă foarte serioasă. Foarte mulți oameni cred că Dodon, iată, e un președinte care face bine, care face niște lucruri pe care trebuie să le înțelegem. Dar, de fapt, Dodon nu este președintele țării, nu este președintele cetățenilor Republicii Moldova. El este președintele unui grup al cetățenilor Republicii Moldova și în acest grup sunt concentrați foarte mulți cetățeni pentru care Republica Moldova nu este statul lor, nu este patria lor. Vă aduceți aminte de un tip din politica moldovenească care la timpul respectiv a spus: eu aici mă găsesc în Republica Moldova într-o deplasare de lungă durată. Moldova nu e statul lui. Rusia. Cine faceți referință? La, deci, cum îi spunea acela, deci, din Crimenca, da. Crimenca. Da. Și trebuie să înțelegem că acest lucru este extrem de periculos și oamenii care votează pe Dodon și votează Partidul Socialiștilor, ei, de fapt, venind la punctele, la urnele de vot, aruncă buletinul de vot în favoarea unui potențial război în Republica Moldova. Asta este foarte tare. Păi, asta e realitatea și noi trebuie să lucrurile reale să le spunem pe nume.
altminteri într-o bună zi iarăși o să ne trezim că aici se va fi vărsare de sânge. Dodon este președintele război. Și eu susțin această poziție, mai mult că atât am și argumente în susținerea acestei teze prin faptul că în ultimul timp s-au activat foarte intens organizațiile veteranilor care erau loiale Partidului Socialist, dar au apărut noi combătați care au fost chemați, după cum cunoașteți, lângă guvern, vă zic, niște participanți chipuri la război. Eu nu-i cunosc pe nimeni și colegii mei pe nimeni n-au recunoscut, nu știu cine sunt aceștia, care imediat au fost preluați de către ministrul apărării care era la guvern, de către prim-ministru, care au discutat. Au discutat prin faptul că se susține guvernul, că se dea careva indemnizații care nu le au, într-un fel de atragere a combatanților și a alărgi rândul veteranilor care erau loiali Partidului Socialiștilor. Mai mult că atât, vă zic, cred că Partidul Socialiștilor tot cunosc, dacă nu cunosc eu, vă zic, spun informații respective. Niște ofițeri de-a noștri au fost chemați la o conferință a cazacilor, vă zic, din Ucraina, care au participat în războiul de pe Nistru, de partea separatismului, în Dubăsar, și ne-au ucis oamenii și au primit grade de general. Asta când s-a întâmplat? Păi nu de mult. Sunt fotografiile pe Facebook, ei încă se laudă cu lucrurile astea că au primit. Și chipurile ăștia nu sunt cei care au luptat. Da, cred că sunt mai tineri, dar vița lor revine din cei care au luptat împotriva noastră. Mai mult ca atât, ăștia care au primit gradele de general creează o armată căzăcească în Republica Moldova. Ei sunt comandanți de oști, vă zic, ca cazaci în Republica Moldova. Nu s-a știut, nu s-a văzut, dar așa este. Dar ce face SIS-ul nostru? Păi nu știu, nu știu, nu știu. Chestiunile care le spunem ține anume de competența chiar a Serviciului de Informații și Securitate, care la lucrurile astea trebuie să se uite. Când se sfidează Constituția, când se încalcă statutul neutralității, când ceva se pregătește, vă zic, împotriva poporului nostru, fiindcă poporul sufere până la urmă și nimeni nu se ia nici o atitudine. Se pregătesc de alegeri. Păi da, dar nu în felul ăsta care pot duce la vărsări de sânge. Apropo, domnule Cipotaru, credeți că prin ceea ce se întâmplă astăzi la Moscova, mă refer la cele mișcări politice de vârf, și în special mă refer inclusiv la numirea lui Dmitri Cozac în funcția de adjunct al administrației prezidențiale de la Kremlin, credeți că prin această numire se pregătește ceva în cazul Ucrainei și Republicii Moldova? Pentru că eu sunt sau nu pot imagina că Dmitri Cozac a renunțat la planul său din 2003. Ba da, el de acum nu este așa cum a fost în 2003. Și mare deosebire a ceea ce a fost și de ce anume Cozac trebuie să înfăptuiască acest plan, este că acum se dorește să înfăptuiască împreună cu Occidentul. În 2003 a fost o încercare de a izola, vreau zic, deci Statele Unite și Uniunea Europeană de la procesul de soluționare și de a impune Republica Moldova de a semna niște condiții și pe urmă ele să fie puse ca un fait accompli, deci partenerilor occidentali. Acum este o altă tactică. Deci a încerca sub diferite forme de a atrage inclusiv și Occidentul. De ce, de exemplu, în ultimul timp nimic nu se mai aude după procesul de la Bratislava, după întâlnirea de la Berlin, iată noua guvernare, nu se obține acest sprijin. Și, cum a spus și expertul din România, desigur că trebuie să privim lucrurile, orice tentative nouă de federalizare, în legătură cu procesul de la Normandie și ce se face acum pentru soluționarea situației din Ucraina și din raioanele estice a Ucrainei. Deci este un context geopolitic foarte clar, evident, și rolul lui Cozac este să joace unul din rolurile centrale, pentru că în viitoarea guvernare, deci după ce Putin își va încheia mandatul de președinte, deci el își dorește o trecere în nouă etapă, având cel puțin Statele Unite și Uniunea Europeană mai degrabă ca parteneri decât ca dușmani inamici.
fără a renunța la planurile sale expansioniste, fără a renunța la planurile sale de încorporare a Republicii Moldova, Ucrainei într-o sferă de interese și de a păstra acest status quo. Deci lucrurile sunt destul de complexe. Cozac este unul din persoanele din cele mai apropiate de încredere a lui Putin și de ce asta mai degrabă ar trebui să ne îngrijoreze decât să ne bucure acest da, fapt. Și vreau un pic să ne deplasăm foarte rapid și la Cumrat, mai avem foarte puțin timp. Trebuie să ne îngrijoreze și faptul că Igor Dodon a promis autorităților de la Cumrat că va promova în Parlament acel pachet de legi, trei legi, pentru că autoritățile din sudul Republicii Moldova, din autonomia găgăuză, vor mai multe împuterniciri. Da, și este absolut logic. Deci această tentativă a lui Dodon, Găgăuzia este detașamentul de forță a guvernării socialiste. Acolo masiv se votează, peste 90% pentru socialiști. Este una la mână. Este bine cunoscut că preferințele pro-ruse ale găgăuzilor e o chestie înțeleasă în sine. Acolo nimic nu se va schimba în timpul apropiat. Și încercarea de a da zonei găgăuzi în puterniciri suplimentare care ar putea să influențeze actul decizional de la Chișinău, este o tactică absolut judicioasă în favoarea Federației Ruse, în favoarea influenței Ruse în Republica Moldova. Din acest punct de vedere, Dodon nu deviază de la politica sa. El continuă să rămână deci agent de influență a Federației Ruse în Republica Moldova, ocupând cel mai înalt post administrativ și politic din țara noastră. Și noi asta am făcut-o cu mânuțele noastre, noi, alegătorii Republicii Moldova, pe care l-am ales pe dânsul în calitate de președinte. O țară care își alege asemenea președinți, o asemenea țară, o asemenea stat, nu are viitor. Altminteri, cum pot să explici că interesele fundamentale ale statului sunt scoase la mizat? Da, domnule general, și ultima întrebare pentru dumneavoastră. Ce se va alege din Republica Moldova și această societate dacă Igor Dodon, să admitem că va câștiga un al doilea mandat de președinte, își va fortifica pozițiile în stat, va avea și o majoritate parlamentară? La Chișinău va fi un moment, un monument al cazacilor care au luptat împotriva noastră. Republica Moldova atunci riscă să se transforme într-o gubernie a Federației Ruse, să vie Șoigu și alții să-i conducă, vă zic, pe cetățenii Republicii Moldova. Și asta e o chestiune, e o dramă. Dar nu gândesc că patrioții adevărați al neamului, în primul rând veteranii, vă zic că ori accepta acest lucru. Vă zic că de acum pentru toți este clar că președintele și ceilalți care îl urmează, de fapt, ei promovează o politică antinațională. Ei acceptă separatism. Vă zic, și se joacă. Toate corupirile este politice care le fac. De a sponsoriza biserică, de a face alte chestiuni pentru Găgăuzia, și asta nu este cinstit. Sunt alte regiuni a Republicii Moldova care duc cu mult mai rău. Investiții de la toți pentru a-i încuraja ca aceștia tot mai mult și mai mult să se simte de sine stătători. Dacă ei sunt autonomie, de sine stătători, cu propriile puteri, ar trebui să facă lucrul ăsta. Dar așa, investiții de la Uniunea Europeană, de la americani, de la Germania, de la Turcia, de la Republica Moldova, toate investițiile care se fac în ultimii ani se fac spre Găgăuzia. Eu n-am nimic împotrivă, dar trebuie să uită oamenii și la celelalte raioane, la celelalte regiuni care sunt sărăcite. Oamenii pleacă în continuu. Noi rămânem fără cetățeni. Da, domnilor, pe această notă tristă, eu, din păcate, trebuie să vă spun că nu mai avem timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție, domnilor, domnilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, toate bune. Un sfârșit de săptămână reușit alături de cei dragi. Uite, să-ți dau un exemplu.
Îi zici cuiva, gândește-te la un număr între 1 și 50 format din două cifre pare diferite. Și pur și simplu, statistic, la chestia asta, majoritatea oamenilor se gândesc la 24. Asta e o chestie statistică. Evident că sunt unii care nu se gândesc la 24. Dar hai să explic cum funcționează. La prima vedere pare că te-am pus să te gândești la un număr între 1 și 50. Eu zic, gândește la un număr de la 1 la 50, format din două cifre pare, 2 și 4, evident, așa, două cifre pare diferite. Pe lângă sugestia vizuală, care poate funcționa într-o anume măsură, e și o chestie matematică. Un număr între 1 și 50 format din două cifre pare diferite sunt de fapt 6 numere din care poți alegi. Da? Că e 24, 26, 28, 42, 46, 48. Pe 0, 0 calculăm că nimeni nu știe niciodată. E par, impar, nu se știe. Și de asta rămân 6 numere din care ai de ales. Pe lângă că eu arăt asta, e natural să te gândești la care e un număr par. Primul e 2, care e următorul, 4, 24, gata, am numărul. Și felul în care folosesc cuvintele te fac pe tine să alegi mai degrabă ce am presupus eu decât să fie o alegere liberă. Sau cum e ăla cu gândește-te la un număr de la 1 la 9, oricare, dar nu 3, că la asta se gândește toată lumea și vreau să-l vizualizez mare în față. Automat, majoritatea se gândește la 7. Pentru că pe lângă gestul că zic vreau să-l vizualizez mare în față, în care îți desenez un 7, e un număr de la 1 la 9, oricare, dar nu 3. Și eu știu, pentru că studiez chestiile astea, că statistic 3 și 7 sunt cele mai alese. Și zic oricare, dar nu 3, automat mi-au crescut mai mult șansele să fie 7. Pe lângă asta e o forță psihologică, așa se numește, pentru că în momentul când auzi 3, pentru că toată viața noastră am completat 7 cu 3 ca să ne dea 10 de la școală, e atât de bine întipărit în capul nostru, încât în momentul în care auzi 3 într-un context de genul ăsta, îți vine natural să zici 7. Evident, nu merge la toată lumea, dar șansele sunt foarte mare să se gândească la 7 și respectiv 24, de ce ziceam mai devreme. Cât de mult te radiezi pe plajele din România? Că sunt, ar trebui să fie, îți arată experimentul cu o cameră deșteaptă? Sau că nu e o virgulă? Sau cât de mult te... Că ar trebui să fie iradiezi? Asta e? Da, uite, asta e genul de propoziție pe lângă care aș trece fără să observ greșeală. Deși acum când stau să o analizez, da, găsesc că da, ar trebui să fie iradiezi. Adică noi oamenii cred că vorbim de obicei așa. Și de asta nu mi se pare nenatural. Nu poți să iradiezi o mașină cum nu poți să radiezi pe cineva cu radiații. Cât de mult te radiezi pe plajele din România? A radia înseamnă a emite raze de lumină, a reflecta o stare de fericire, a șterge dintr-un registru, dintr-o listă. Verbul radia nu are posibilitatea combinării cu un reflexiv. A se radia nu există în dicționar. Iradia are un sens comun cu a radia, dar utilizat reflexiv, a se iradia înseamnă a se expune unei radiații. Prin urmare, titlul corect este cât de mult te iradiezi pe plajele din România. Sunt, cum se numesc oamenii de genul ăsta care te corectează? Grammar Nazi, care te corectează la orice și pe internet dacă faci o greșeală, imediat comentariu apare cu n-ai pus unii, n-ai făcut virgula, n-ai... Cred că, na, limba română nu cred că e făcută să fie atât de exactă pe cât își doresc acești grammar nazi. Mi se pare că ar trebui să comunică un pic mai plastic. Uneori, o greșeală de genul ăsta poate să schimbe complet rezultatul. Nu, iubirea nu, cred că nu, iubirea nu, e lucrul care nu se exprimă prin cuvinte. Că degeaba zic te iubesc dacă după aia îți dau un pumn. Pe când dacă